Am citit Evanghelia după Marcu. Și am observat că Evanghelia după Marcu vorbește foarte mult de lucrările Domnului Iisus Hristos, dar poate mai mult decât alți evangheliști, prezintă și lucrarea pe care o face Domnul Iisus Hristos vis-a-vis de cei posedați de duhuri necurate. Și pentru că este prezentată lucrarea aceasta, Evanghelistul Marcu vorbește suficient de mult de duhurile necurate și de oamenii posedați de duhuri necurate. Citind câteva pasaje din Scriptură, am ajuns la o concluzie. În seara aceasta o să văd dacă mi-o confirmați sau nu. Eu m-aș bucura să mă contraziceți, dar o să tragem concluzie la urmă. Câteodată noi lăsăm ca oamenii să deducă ei care este subiectul predicii. În seara aceasta o să vă spun un posibil subiect, o să vedem cum îl formulăm până la sfârșit. Subiectul ar fi cam acesta. Dracii da, unii oameni nu. Dracii da, unii oameni nu. Haideți să ne uităm la câteva lucruri pe care le fac demonii și să ne comparăm puțin cu ei. Vedeți, câteodată noi ne comparăm cu Domnul Iisus Hristos și bine, și El este modelul nostru și mereu trebuie să ne comparăm cu El. Ne mai comparăm și cu alții. Eu zic așa, că odată la nu știu câți ani, e bine să ne comparăm și cu demonii. Și să vedem unde stăm vis-a-vis de ei. Și o să încep cu începutul. Prima concluzie a mea, citind Scriptura, este următoarea. Dracii cred în Dumnezeu. Este foarte clar în Biblie că dracii cred în Dumnezeu. Ei cred în existența lui Dumnezeu. Ei cred în neprihănirea lui Dumnezeu. Ei cred în cuvântul lui Dumnezeu. Ei cred în puterea lui Dumnezeu. De fapt, ca să nu lungesc foarte mult, dracii cred despre Dumnezeu tot. Și vreau să vă mai spun ceva. Deja unii mi-ați suflat. Credința dracilor nu este una teoretică. Știți că Iacov vorbește mult despre credință. Mulți îl înțeleg greșit pe Iacov. Ei spun că Iacov nu ar pica de comun acord cu Pavel. Nu este adevărat. Iacov este pe o mână cu Pavel, că amândoi au același duh. Iacov niciodată nu spune oamenilor că nu sunt credincioși. El, dimpotrivă, pleacă de la premisa aceasta. Voi mărturisiți că sunteți credincioși. Numai că Iacov spune, dragii mei, credința se vede. Credința se poate verifica. El spune, există o credință moartă, dacă e moartă nu ajută la nimic, și există o credință vie. Credința moartă n-ajută, nu se vede, credința vie ajută. Și Iacov spune, te rog să-ți verifici credința ta, cum? Prin ce sistem? Prin fapte. El nu spune că suntem mântuiți prin fapt. El spune, voi sunteți mântuiți prin Hristos. Voi spuneți că voi credeți în Iisus Hristos. Iacov spune, vreau să vezi la ce îți folosește credința. Pentru că dacă nu te ajută credința la o viață transformată, credința respectivă este moartă. Și n-are rost să ținem lucruri moarte, că ne înșelăm, ne încurcăm. În aceeași idee, Iacov vorbește despre demoni. Și Iacov spune așa, dracii cred și se înfioară. Dracii tremură înaintea atotputerniciei lui Dumnezeu. Acum vreau să vă pun o întrebare. Câți draci cred în Dumnezeu, în existența Lui, în puterea Lui? Câți? Toți, e sigur, da? Câți se înfioară? Toți. Am o întrebare. Câți oameni cred în Dumnezeu? O parte, zice frate. Să nu dăm procentaj, dar o parte.
Dintre cei care cred în Dumnezeu, cât se înfioară? Deci sunt oameni care profesează credința în Dumnezeu. Ei spun cred în Dumnezeu. Numai că dacă îi pui la testul vieții și spui arată-mi credința ta în Dumnezeu din fapte, ei nu pot să o dovedească. Deci până aici cred că subiectul e bun. Dracii da, unii oameni nu. Dracii da, unii oameni nu. Nu știu dacă să măriți să pun următoarea întrebare. Câți creștini cred în Dumnezeu? Am putea să spunem că tot creștinul, toată lumea creștină crede în Dumnezeu? A doua întrebare ar fi, câți din lumea creștină își pot dovedi credința în fapte? Eu unul n-aș vota 100%. Poate că la primul punct, la credința în Dumnezeu, ar trebui să spun, dracii da, 100%. Creștinii, depinde. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez. Dracii cred în adânc. Dracii cred în Dumnezeu, dar dracii cred în iad. Și știți cum cred ei în iad? Exact cum îl numește Biblia. Dracii cred că există iad și dracii cred că există un loc de chin acolo, nu un loc de bucurie. Și dracii se îngrozesc la gândul că există iad și la chinurile de acolo. Știți de unde știm aceasta? Domnul Iisus Hristos se duce în ținutul gadarenilor, așa-i? Și acolo se întâlnește cu un om posedat, foarte mulți demoni. Știți care este rugămintea lor pentru Domnul Iisus Hristos? Nu ne trimite în adânc. Adică nu ne trimite în iad. Nu încă, de fapt, au vrut să spună. Nu ne chinuim mai devreme, nu ne pedepsim mai devreme. Foarte interesant, diavolul știe de iad, dracii știu că își vor petrece veșnicia în iad. Dar ei nu vor să ajungă acolo nicio secundă mai repede. Întrebarea mea este următoare. Câți oameni cred în iad? Toți? Eu cred că la întrebarea câți draci cred în iad, avem deja răspunsul, așa-i? Toți. Și toți sunt îngroziți de ce așteaptă acolo. Când punem întrebarea câți oameni cred în iad? O parte. Câți oameni cred că iadul este chiar așa cum spune Domnul Iisus Hristos? Mai puțin. Nu e chiar așa iadul. Adică să nu spăimântăm lumea. Pentru ei, faptul că Iisus Hristos spune că va fi plânsul, scrâșnirea dinților, că este veșnic, că nu doarme acolo viermele și toate celelalte, pentru ei sunt așa niște figuri. Zice, lasă, nu, chiar nu trebuie să vorbim despre subiectul acesta prea mult, cu precizarea că cel care a vorbit cel mai mult despre iad, și cine a fost? Domnul Iisus Hristos. Dacă veți căuta în Noul Testament, cel care vorbește cel mai mult despre iad este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să nu-mi spuneți că Iisus Hristos n-a iubit lumea. Să nu spuneți că Iisus Hristos n-a vrut binele oamenilor și de aceea a vorbit despre iad. Că a vrut să le strice viața. Nu, Domnul a vrut să le îndrepte viața, slăvit să fie El. Domnul știa realitatea și Domnul le spunea oamenilor. Dracii n-au nicio problemă să creadă în existența iadului și să se țină departe, dacă atârnă de ei, ca un minut să se țină departe de iad, ei vor să se țină departe. Oamenii glumesc pe seama iadului și nu prea cred în asta. Știți care este întrebarea mea? Oare câți creștini mai cred în iad? Cu adevărat? Și cred că iadul este așa cum a spus Domnul Iisus Hristos. Se pare că și la punctul 2, dracii da, oamenii depinde. Unii da, unii nu, da? Vreau să vă mai spun un lucru. Știți că dracii cred în Domnul Iisus Hristos? Dracii cred în Domnul Iisus Hristos. Ei cred că Iisus Hristos este cine? Ei n-au probleme ca teologi. Interesant, teologii mereu au avut probleme cine este Iisus.
Pentru ei trebuiau dezbateri, trebuia să facă atâtea lucruri. Cine este Iisus Hristos? Oamenii din timpul Mântuitorului care studiau Biblia aveau probleme în a înțelege divinitatea Domnului Iisus Hristos. Până acolo au ajuns că atunci când Iisus Hristos a spus că este Fiul lui Dumnezeu, au spus că e blasfemie, cum își permite așa ceva? Și pentru aceasta l-au pus pe cruce. Dragii, n-au nicio problemă în a crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dragii, niciodată n-au încercat să spună că minunile lui Hristos n-au fost minuni. A, teologii asta fac. Să știți că există grupare de teologi care asta vor să facă, să încerce să explice fiecare minune a Domnului Iisus Hristos cumva, numai să nu fie minune. Nu la întâmplare, Pavel spune să nu vă împiedecați în împotrivirile științei pe nedrept numit astfel. Că de fapt e pseudoștiință, nu este știință cea care încearcă să lupte împotriva evidențelor lui Dumnezeu. Am auzit o întâmplare adevărată. Cineva a încercat să demonstreze unui creștin că Marea Roșie. N-a fost Marea Roșie. Deci v-a spus, domnule, stai că acolo a fost un loc în care așa se putea trece cu piciorul. Ba că era acolo, îți trecea peste glezne, hai să zicem, până la genunchi. Și normal că evrei într-o apă până la genunchi au putut să treacă. La care creștinul, după ce-l ascultă, spune, slăvit să fie Domnul, mare Dumnezeu avem. Cum? Să neci toată armata lui Faraon? În apă până la glezne, zice, da minune, slăvit să fie Domnul. Adică oamenii caută orice, chiar oamenii religioși, să-și explice, să înțeleagă. E foarte greu să accepți că Iisus este Hristosul, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia, că a venit cum a venit, că a făcut. Dracii, niciodată. Dracii niciodată n-au avut probleme în a crede în Iisus și a-L respecta pe Domnul Iisus Hristos. Pentru ei Fiul lui Dumnezeu era real și Fiul lui Dumnezeu era Fiul atot puternic. Mai mult, dragii mei, ei nu doar că ei cred în Iisus. Știți că dracii întotdeauna se închinau lui Iisus? De fiecare dată când venea un om posedat și îl întâlnea pe Iisus, ei se închinau înaintea lui Iisus. Interesant că noi oamenii avem o mare problemă cu închinarea. Mai ales când e vorba de o închinare autentică, de o închinare repetată. Uneori e prea mult, alteori ne plictisim, alteori comentăm. Luăm și aici lucrurile și trebuie să spunem cu rușine, dracii, da. Noi avem probleme. Noi avem probleme. Unii nu încă. Haideți să vă mai spun ceva. Știți că dracii de câte ori se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, îl roagă pe Iisus. Dracii n-au probleme în a-L ruga pe Iisus Hristos. În a-L implora pe Iisus Hristos. Noi putem avea probleme să-L rugăm pe Domnul. Să-L rugăm de mai multe ori. Foarte interesant, ascultați-mă, că demonii știu că rugăciunile nu le sunt ascultate, dar tot fac rugăciuni. Tot cer Domnului câte ceva. Noi știm că rugăciunile sunt ascultate și Domnul ne-a promis ascultarea rugăciunilor. Dar noi avem probleme cu rugăciunile. Dracii, da, unii oameni nu, poate mai grav, unii creștini nu. Știți că dracii îl întreabă pe Iisus în fiecare împrejurare ce trebuie să facă? Haideți să citesc un pasaj. Este primul pasaj, dacă mă amintesc eu bine, din Evanghelia după Marcu, care vorbește de atitudinea demonilor față de Domnul Iisus Hristos. În Marcu, în capitolul 1, spune așa: s-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui,
căci îi învăța ca unul care avea putere, nu cum învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisus din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. E Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Deja chiar din pasajul acesta putem să ne dăm seama cam care este atitudinea duhurilor necurate față de Domnul Iisus Hristos. Dacă Domnul poruncește, ei ascultă. Dar există aici, veți vedea și în altă parte, întrebarea: Doamne, care e legătura între noi? Ce aștept să facem? Ce aștept să facem? Eu mă gândeam, oare de câte ori suntem noi dispuși să-L întrebăm pe Domnul ce vrei să facem? Suntem într-o anumită conjunctură și Domnul Iisus Hristos vine acolo, ne face o provocare. Întrebarea mea este: când îl vedem, ne închinăm? Și apoi îi punem întrebarea: Doamne, ai venit aici, ce aștepți de la noi? Ce ai vrea să facem în situația aceasta? Unde ai vrea să mergem? Cum ai vrea să ne comportăm? Foarte interesant că demonii fac lucrul acesta și unii oameni, poate chiar unii creștini, nu fac lucrul acesta. Dragii, sunt gata să-L roage, sunt gata să-L întrebe. Dragii, sunt gata să răspundă la întrebări cu o sinceritate extraordinară. Haideți să ne ducem din nou dincolo de lac. Se întâlnește Domnul Iisus Hristos cu posedatul. El îi spune ce spune și Domnul întreabă: care ți este numele? Ce răspunde el? El nu spune: păi știi, să vezi, să... Noi câteodată când e vorba să răspundem la o întrebare, atâta le învârtim și le sucim, până când să nu înțeleagă omul nimic din ce spune. Domnul pune întrebarea, demonii răspund imediat adevărul: Doamne, suntem mulți. Legiune, suntem mulți. Când Domnul pune întrebări, demonii răspund sincer, fără nicio problemă. Ei știu că nu se pot ascunde de Dumnezeu. Ei știu că nu pot să tăinuiască ceva de Dumnezeu. Te uiți la demoni și spui: ei da, în unanimitate, nu se pune problema. Noi atâta încercăm să, Doamne, știi, să vezi, nu a fost chiar așa, să nu înțelegi tu. Stau și mă întreb, oare ce se întâmplă cu noi, da? Cred că este foarte important să mai reținem un lucru. Da, asta o să spun numai în trecere. Știți că dracii vin la adunare? Ați remarcat pasajul care l-am citit? Că nu o să trec pe celelalte, că fac seara mai scurtă. Știți, noi suntem, așa cum am fost odată, am fost pe vremuri cu fanfara în misiune și după mult timp de misiune am mai avut un serviciu într-o duminică seara. Eu eram epuizat și mă gândeam că fanfara va cânta mai mult. Ei nu mai puteau sufla și se gândeau că eu voi predica mai mult. De atunci n-am avut minte să ținem un serviciu mai scurt și să ne bucurăm în Domnul. Fiecare a lungit-o. Acum să sperăm că avem minte, da? Nu-i nicio problemă. Uitați-vă la pasajul care l-am citit, care spune așa, că în sinagoga lor, sinagoga ce era? Un loc unde veneau oamenii pentru închinare, să studieze cuvântul și alte lucruri. În sinagoga lor era un om care era stăpânit de un duh necurat. Deci îndrăcitul vine la biserică, e prezent. Apostolul Pavel nu cu îndrăciți avea probleme, el spunea: fraților, să nu părăsim adunarea cum a unii o devenit un obicei. Unul posedat de duhuri necurate, dacă trebuie să meargă la biserică, el se duce la biserică, adică nu are probleme. Bun, noi care suntem super sfinți, noi ne mai permitem și vacanțe, nu? Adică azi plouă, mâine ninge, poi mâine așa, tot felul de, da? Apropo, să știți că posedații care vin la biserică au o mare șansă. Știți care e șansa lor?
Să pleci acasă liber, slăvit să fie Domnul. Să pleci acasă liber. Dar așa aici, vedeți, dacă Satana îi spune la unul de-a lui că trebuie să vină la biserică, execută. Dacă e nenorocit, execută, vine. Caută ceva. Veți găsi că în altă parte o femeie, tot de un duh de neputință prinsă, a fost acolo în sinagogă. Un altul era un duh mut, surd. Așa în paranteză m-am gândit atunci că oare în ziua de astăzi ar putea fi prinși de duh mut și surd? M-am gândit că sunt ocazii în care creștinii sunt așa. Când vorbește Domnul sunt surzi și când ar trebui să vorbească despre Domnul Iisus, cum sunt? Muți. Eu cred că e un duh acolo la mijloc. Dar Domnul ne poate elibera, amin? Amin. Și m-am gândit că uneori nevestele ar spune că și bărbații sunt așa. Au un duh surd și mut. Adică când ele vorbesc, noi nu prea auzim. Și când ar trebui să le spunem câte ceva, mai ales lucrurile frumoase, am cam amuțit. Da, asta închid paranteză, o să fie în altă ocazie. Dar trebuie să ne gândim la aspectele acestea. Dragii, vin la adunare, creștinii, câteodată se gândesc că e mai bine să stea acasă, da? Știți ce este foarte interesant? Dracii nu fac nimic fără să-i ceară permisiune lui Iisus. Ei nu fac nimic fără să-i ceară permisiune lui Iisus. Dacă mă întorc la Gadara, ei nu se duc ei unde vor. Nu intră ei în porci cum vor. Se duc și spun, Doamne Iisuse, te rugăm frumos, dă nevoie să intrăm în porci. Dacă este vorba de ispitirea celor credincioși, asta e bucuria mea foarte mare, că să-l ispitească pe Iov, diavolul ce trebuie? Să facă cerere, subsemnatul, michiduță, încoronată, cum o fi, domiciliat pe strada pierzaniei veșnice, te rog frumos, îngăduiem să-l ispitesc pe Iov sau mai târziu pe Petru. Ei nu-și permit să facă lucruri fără să ceară permisiunea. De vreau să întreb, noi copiii Domnului, noi ne permitem lucruri fără să-L întrebăm pe Domnul? Câteodată ne gândim, păi nu-L întrebăm, că dacă-L întrebăm știm ce ne spune, așa-i? Așa făceam eu ca și copil, mă gândeam, vreau să fac chestia asta, hai să văd, mă duc la fotbal cu tare, să-L întreb pe tata. Păi dacă-L întrebam pe tata, știam ce spune. Atunci mai bine nu-L întrebam, că măcar mă gândeam, tata se gândește că n-am știut. Că dacă el îmi spunea, nu te duce și mă duc, era chiar pe față, știi? Era mai grav. Și nu știu dacă nu cumva tehnica asta o folosim noi și în relația cu Dumnezeu. Adică zici, băi, aș vrea să fac mișcarea asta, să-L întreb pe Domnul. Păi dacă îl întreb pe Domnul și îmi răspunde ca lui Balaam, nu te duci. Dar cufărul cu aur l-am văzut în poze și tot l-aș lua. Și atunci tot ne târguim cu Dumnezeu. Doamne, chiar am înțeles eu bine să nu mă duc? Da, să nu te duci. Doamne, mai te întreb o dată, tu, eu poate n-am înțeles bine, Doamne. Domnul spune, auzi, dacă măgărița e mai deșteaptă ca tine, du-te. Asta mi se pare acolo tragedia, că măgărița e mai deșteaptă decât profetul. Un animal e mai deștept decât profetul. Ochii unui animal văd mai bine decât ochii uneia care trebuiau să vadă. Ea vede pe trimisul lui Dumnezeu, vede pericol, noi nu mai vedem nimic. Când ne orbește Satana cu ceva, noi nu mai vedem nimic. Foarte interesant că demonii vin și îl întreabă pe Iisus Hristos. Noi, depinde de circumstanțe, da? Știți ce mi se pare mie foarte interesant? Că dracii vor să predice Evanghelia. Uitați-vă când demonii se întâlnesc cu oamenii. Și Iisus Hristos este acolo. Demonii mereu sunt dispuși să spună, știm cine ești, ești trimisul lui Dumnezeu, ești... Vă aduceți aminte și femeia aceea care era posedată de duhul de ghicire, avea demonii ea, când Pavel ajunge acolo cu colegul lui, spune, oh, știu, 3 zile se ține după ei în cetate și spune mereu adevărul, sunt oamenii lui Dumnezeu care au venit să vă vestească calea mântuirii. Acum, ce mi se pare mie interesant? Că lor Domnul nu le dă voie să predice Evanghelia. Dar ei vor să o predice. Pe noi Domnul ne trimite cu Evanghelia.
Domnul ne spune, puterea este a mea în cer și pe pământ. Puteți să folosiți puterea aceasta, eu voi fi cu voi. Folosiți puterea aceasta și mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Noi avem probleme cu a merge, deși ni se poruncește. Diavolii ar vrea să vestească Evanghelia, dar nu li se dă voie. Am putea vorbi multe vis-a-vis de ce fac ei și ce facem sau nu facem noi. Eu mi-am pus următoarea întrebare. De ce fac demonii ceea ce fac? Și poate de ce nu facem noi ceea ce ar trebui să facem? Sunt multe lucruri la care m-am gândit, dar o să vă spun unul. Știți ce cred eu că ne arată demonii nouă? O imagine a iadului înainte de a ajunge acolo. Pentru că un lucru este ce? Tot ce fac demonii nu-i ajută la nimic. Deci demonii nu pot fi salvați. Soarta lor nu poate fi schimbată. Pentru ei, iadul lor, cum este garantat? Și atunci noi îi întrebăm, de ce se roagă, de ce pun întrebări, de ce vor asta, de ce vor astea? Cam asta am înțeles eu că va fi în iad. Știți că oamenii, indiferent că ei cred în iad sau nu, până la urmă tot se întâlnesc cu realitatea. Și avem exemplul acela al bogatului și al lui Lazar, așa-i? Și spune că bogatul a ajuns acolo în iad, în chinuri, în adânc. Nu știu dacă el a crezut în așa ceva. Demonii au crezut, poate el nu. Dar a ajuns să vadă cu ochii lui și atunci nu mai e. Ce face, accepte realitatea. A văzut chinurile care sunt acolo. Observați că tot ce face omul acela în iad nu-i folosește la nimic. Dar ați observat că bogatul în iad se roagă. Părinte Avram, ați observat că acolo mijlocește. Ați observat că acolo crede și îl interesează credința altora, salvarea altora. Numai că la fiecare cerință a lui, răspunsul este, nu se poate. Mi-am dat seama că una din tragediile iadului, știți care este? Să ajungi acolo, să spui, le-am știut pe toate acestea, puteam să nu fiu aici. Puteam să mă pocăiesc, dar nu m-am pocăit. Acum ce fac? Mă pocăiesc veșnic. Ați văzut că cei din iad se pocăiesc veșnic, ei își plâng starea, își plâng păcatul. La ce le folosește? La nimic. Pentru că starea nu mai poate fi schimbată. Ați văzut că cei din iad fac rugăciuni, dar rugăciunile nu sunt ascultate. Și eu mi-am dat seama că demonii în viața lor aici pământească, într-un fel ne arată unde putem ajunge și ce soartă putem avea. Să crezi în Dumnezeu și să nu-ți folosească la altceva decât să tremuri. Dar vreau să vă spun că noi aici în viață putem crede în Dumnezeu și să ne bucurăm, amin? Să crezi în Domnul Iisus Hristos, dar să nu-ți folosească la nimic decât la pedeapsă. Noi putem crede în Domnul Iisus Hristos și putem fi mântuiți, slăviți să fie El. Să crezi în Scriptură, în adevărul Scripturii. Și apropo, știți că demonii cred în Scriptură? Ei cred tot ce este scris. De asta ei vor să ne țină departe de Scriptură. Că ei cred tot ce e scris. Ei cred orice promisiune a lui Dumnezeu și ei cred orice cuvânt de mustrare a lui Dumnezeu. Ei știu că Dumnezeu nu se joacă, ei știu că Dumnezeu este adevărul. Foarte interesant că ei n-au nicio șansă și totuși fac aceste lucruri. Foarte interesant că Domnul lor le poruncește să tacă, să iasă, să plece. Și știți ce este interesant? Că în timp ce Domnul le poruncește demonilor să tacă, să plece, să fugă, știți ce ne poruncește nouă? Oamenilor nu le spune să plece. Știți care sunt cuvintele lui Iisus? Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Eu am stat și m-am gândit, dacă o secundă, dragii mei,
demonii ar auzi chemarea aceasta a lui Hristos, ce credeți că ar face? Dacă o singură secundă Hristos ar fi deschis ușa pentru demoni și ar fi spus: veniți la mine voi cei trudiți și împovărați și vă iert, vă dau odihnă, eu cred că demonii cu grămada ar fi fost acolo. Niciodată n-au auzit-o și niciodată nu vor auzi. În schimb, noi o auzim luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și de la capăt. Un an, 20 de ani, 30 de ani și ajung cam la aceeași concluzie nefericită. Dracii, da, noi avem niște probleme. Pe noi Domnul ne cheamă, nu să ne pedepsească. Pe noi Domnul ne cheamă să ne ierte, să ne sfințească, să ne binecuvinteze și să ne pregătească pentru cer. Și din nefericire mereu mă duc la aceeași concluzie. Dracii, da. Oamenii, nu prea. Și acum haideți să vă spun care-i culmea culmilor. Unde așteptăm noi să meargă demonii? Haideți să o spunem deschis. Unde așteptăm să meargă demonii? Unde? În ea. Vă așteptați careva ca măcar un demon să fie în rai? Niciodată. Adică e clar pentru noi că ei ajung în iad și merită, da? Merită, că Dumnezeu care a hotărât iadul pentru ei merită. Bun, dar ceva nu se leagă. Să vă spun de ce nu se leagă. Unde așteptați să ajungem noi? În rai. Și nu oriunde, așa e? Dacă se poate, unul la dreapta și unul la stânga. Păi stați puțin, deci noi spunem dracii da, oamenii nu. Păi noi am ajuns la concluzia că în anumite domenii putem fi mai răi ca dracii. Dacă ei ascultă întotdeauna, noi ascultăm câteodată. Ei întreabă întotdeauna, noi întrebăm câteodată. Ei execută întotdeauna, noi... Că la demon spune imediat, îndată, imediat. Noi, după vă două săptămâni, ne gândim și noi că, mă, poate au avut dreptate Domnul Iisus când m-a trimis, hai să mă duc și eu, că ar fi vreme. Ce mi se pare mie foarte curios, că în timp ce vorbim despre demoni și spunem, ei merită iadul, noi ne uităm la noi și spunem, noi merităm raiul. Eu m-aș mai gândi odată. La aspectul acesta. Să știți că uitându-mă la lucrul acesta în Scriptură, mi-am dat seama că dacă vom vedea raiul, va fi datorită unui singur lucru. Meritele Domnului Iisus Hristos și îndurarea Lui. Dar să știți că, uitându-mă la mesajul acesta, mi-am dat seama că trebuie să ne mai verificăm un pic viața de credință. Pentru că noi n-ar trebui să ne comparăm cu demonii niciodată. Noi ar trebui să ne comparăm cu frații noștri de credință și când ne comparăm cu frații de credință să fim cei din tâi. Amin? Adică noi să fim o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în toate celelalte, în fapte bune să fim cei din tâi. Și mereu vă spuneam în zilele acestea, etalonul nostru suprem este să privim la Hristos, să ne comparăm cu Hristos și să trăim așa cum ne-a învățat Hristos. Și din nefericire, poate sunt ocazii în care, în lăuntru inimii noastre, am spune, mă, nu cumva-s mai rău decât dracii. Nu sunt situații în care eu sunt mai rău decât ei? Mai neascultător decât ei? Eu cred că pentru noi este pregătit cerul. Dar nu dacă semănăm cu dracii, ci dacă semănăm cu Hristos. Și există duhuri care vin mereu să ne pângărească viața. Există duhuri care vin mereu să ne pângărească viața. Și o să vedeți că noi ne asemănăm cu mulți din oamenii care au fost prinși de duhuri.
Spune că în sinagogă era un om care avea mâna uscată. Acum, la modul serios, credeți că în bisericile noastre nu sunt oameni cu mâna uscată? Bun, nu când e vorba de lovit la frați, atunci e sănătoasă. Dar câteodată, dacă e colecta, el e paralizat. Adică și dacă ar vrea, Duhul tot o ține, știi, nu? Nu poate el. El e mâna uscată. Are momente în care mâna e uscată. Știți că Domnul o poate vindeca. Amin? Deci că mâna se poate face sănătoasă. Citeam despre o femeie gârbovă. 18 ani a ținut-o un duh gârbovă. Nu se putea îndrepta. Acum haideți să ne întrebăm. Nu există oameni care spun că nu se pot îndrepta. Unii nu se pot îndrepta în vorbire. Alții nu se pot îndrepta în privire. Alții nu se pot îndrepta în comportament. Alții nu se pot. Întrebarea mea este cum? Adică alții pot fi eliberați de Duhul acela care te ține încovoiat și noi nu? Și acolo există eliberare. Știți care este problema mare? Dacă noi ne-am obișnuit cu starea respectivă. Dacă noi acceptăm starea respectivă ca o normalitate, sau dacă noi venim la Domnul Iisus Hristos și spunem, Doamne, ai milă. Ai milă de mine, ai milă de fiica mea, ai milă de fiul meu, ai milă de soțul meu, de soția mea, de fratele meu. Ai milă și eliberează-ne. Noi nu putem, dragii mei, să trăim ca demonii sau mai rău decât demonii și să avem pretenția să moștenim raiul. Pentru diavol și îngerii lui a fost pregătit iadul. Iar cerul este pregătit pentru copiii lui Dumnezeu, slăvit să fie el. Dar copiii lui Dumnezeu seamănă cu Hristos. Și au alt duh în ei. Este Duhul lui Dumnezeu care trebuie mereu să ne conducă viața, să ne conducă gândirea și să ne conducă trăirea. Mă rog lui Dumnezeu în dreptul nostru niciodată să nu spunem demonii da, eu nu. Când e vorba de lucrurile bune. Să fie valabil lucrul acesta numai când e vorba de păcat. Așa e? Când e vorba de păcat să spui diavolul, îndrăciții, ei păcătuiesc, eu nu. Mie mi-e groază de rău. Mă tem de păcat. Mă feresc de păcat. Șansa noastră mare, știți care este, pe care noi nu o prea prețuim, este șansa pocăinței. Noi greșim în multe feluri. Și păcatul ne înfășoară atât de greu sau ușor. Care este șansa noastră? Șansa noastră este cea pe care o repete mereu apostolul iubirii, apostolul Ioan. Chiar m-am uitat nu de mult să fiu sigur că așa stau lucrurile. Foarte mulți consideră că Ioan, când scrie prima epistolă, o scrie nepocăiților. Nu, dragii mei, eu scrie pocăiților. Adică nu le spune celor din lume copilașilor. Când lor le spune că voi l-ați cunoscut pe Tatăl, că voi sunteți tari, că voi aveți părtășie, că vrem să aveți părtășie și multe alte lucruri. Astea sunt lucruri prin care ne spune că le vorbește copiilor lui Dumnezeu. Dar ascultați ce spune el copiilor lui Dumnezeu. Noi folosim versetele acestea la evangelizare pentru alții, ar trebui să le folosim pentru noi. El spune Ioan, dacă cineva spune că n-a păcătuit, este un mincinos. Dar dacă cineva recunoaște că a păcătuit și își mărturisește păcatele și cere îndurare, Dumnezeu este bun și credincios și drept să ne ierte, slăvit să fie Domnul. Eu cred că ar trebui să ne uităm la viața noastră mereu. Ne uităm la atitudinea unui creștin adevărat. Și să ne ajute Domnul cât atârnă de noi să trăim frumos, să nu ajungem la concluzia la care a ajuns o bătrână din localitatea noastră, dar asta a făcut-o să se pocăiască. Asta a fost concluzia. Domnul zice, am ajuns la concluzia că sunt mai rea ca dracii. E bine că a ajuns ea, că n-a trebuit să-i spunem noi. Dar zic cum?
ce am citit în Biblie, că dracii cred și se înfioară. Deci eu nu mă înfior deloc. Și-am fiorat-o gândul că ea nu se înfioară. Spune, Doamne, nu trebuie să-mi spune nimeni, dar dacă asta e adevărat, eu sunt mai rea decât dracii. Și asta a făcut-o să meargă la pocăință, să ceară iertare și îndurare Domnului. Ar fi foarte dureros să ne spună cineva că noi suntem mai jos într-un domeniu decât un duh necurat. Și n-ar trebui niciodată să ajungem la concluzia aceasta. Dar știți ce spun eu? Dacă vreodată vom ajunge la concluzia că un duh rău a pus stăpânire pe noi, nu multă, zicem noi, un picuț, să nu-l lăsăm pe diavol să prindă teren. Scriptura spune, nu dați prilej diavolului. Că diavolul ne va cuceri viața dacă îi dăm prilej. Șansa noastră este una singură. Și o să vă spun care este șansa noastră. Mântuitorul are o explicație pe care noi mulți nu o luăm în seamă. El spune așa, dacă un duh necurat iese dintr-o viață, se duce și umblă prin locuri pustii. După o vreme, pentru că nu găsește odihnă, că nu prea mulți sunt dispuși să primească draci în gazdă, știți? Nu prea mulți sunt dispuși să primească. Îi vine o idee. Ia să mă întorc eu unde am fost. Și spre surpriza lui și bucuria lui, știți cum găsește casa? Curată, dar goală. Acum eu am stat și m-am gândit următorul lucru. Dragii mei, cine poate face casa sufletului omului curată? Cine? Cine? Unul singur. Numai Domnul Iisus Hristos. M-am gândit așa, oare nu pot fi oamenii aceștia din categoria celor care aude Evanghelia, aude Iisus Hristos, aud că El ne poate salva și îi spun, Doamne Iisuse, e o mizerie în viața mea, te rog, vino și curăță viața. Și dacă El se pocăiește sincer și cere îndurare, Domnul vine și îi curăță viața. Amin? Amin? Numai că unii se opresc aici. Domnul să-mi curețe viața și apoi eu rămân cu viața mea, Domnul să-și vadă de treaba Lui. Dacă voi mai ajunge vreodată în mizerie, îl mai chem pe Domnul încă o dată să mă curețe. Dragii mei, când casa este curată, dar goală, și nu este un stăpân acolo, se întoarce diavolul, dar nu singur. Mai ia 7 mai rele decât el. Nu că dracii s-ar înțelege așa de bine. Se gândește că dacă ar face cumva să nu mai fie scos a doua oară. Și atunci mi-am dat seama că da, pentru curăția vieții noastre, șansa noastră este una singură. Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dar pentru biruința vieții noastre, șansa noastră este una singură. Hristos, Domn și Stăpân în viața noastră întotdeauna. Amin? Și dacă diavolul se întoarce la noapte, mâine, poi mâine, dimineața, seara, pe orice căi, prin oricine, că el va încerca toate metodele și toată vremea. Știți care mi este dorința mea? De câte ori se întoarce diavolul spre mine, casa să fie curată, dar plină. Hristos să domnească în viața mea întotdeauna. Numai când Hristos este Domn în viața mea, numai atunci pot trăi ca și Hristos, că altfel, dacă se întoarce diavolul, s-ar putea să ajungem la versetul, starea din urmă este mai rea decât cea din tâi. Haideți să ne gândim în seara aceasta cu seriozitate la două lucruri. Unul, să ne gândim la mântuirea noastră. Și la modul cel mai sincer, nu trebuie să dăm răspunsul, am să ne întrebăm, mi-a curățit Hristos viața? Este El mântuitorul meu, m-am pocăit de păcate, m-am întors cu toată inima spre Dumnezeu, sunt copilul Lui. Și a doua întrebare este, odată ce m-a mântuit Hristos, este El regele vieții mele? Chiar sunt ucenicul Lui. Am hotărât să umblu în ascultare de Dumnezeu. Și dacă cineva m-ar întreba cum stai în comparație cu demonii, că am auzit că demonii ascultă poruncile lui Hristos, tu ce faci? Să spui, o, e mare diferență între mine și demoni. Demonii ascultă pentru că n-au ce face. Demonii tremură, ei se umplu de groază.
Ei ascultă de frica pedepsei, execută mecanic de teamă poruncele lui Dumnezeu. În schimb, eu ascult din dragoste. Dumnezeu m-a salvat, sunt copilul lui, el este părintele meu, este stăpânul meu. Dumnezeu m-a dus în împărăția lui. Dumnezeu îmi dă atâtea binecuvântări și eu ascult nu de frica pedepsei. Ascult din iubire față de cel care m-a iubit și continuă să mă iubească. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Să ne gândim la viața noastră. Și după ce ne gândim la viața noastră și ne gândim cum trebuie îndreptate lucrurile în viața noastră, putem să ne gândim și la alții. Să cerem și pentru ei milă, îndurare, eliberare. Și în timp ce cerem eliberare de tot ce este rău, să cerem umplere cu ce este bun, sfânt și curat. Stăm în rugăciune înaintea Domnului.